Lipsa proiectului sau neglijența unor muncitori ai firmei care a executat lucrări pe strada Craznei din Zalău a dus la fisurarea unei conducte de gaz. La fața locului au fost solicitați angajații E.ON pentru remedierea situației. Într-o oră, problema a fost rezolvată cu recomandarea ca pe viitor să fie mai atenți când efectuează astfel de săpături. Din fericire, casele din vecinătate nu au fost afectate de acest incident. Locuitorii din zonă au fost deranjați pentru că în urmă cu aproximativ o lună a fost spartă o țeavă de apă și sunt sceptici când e vorba de proiectele după care lucrează firma respectivă. Bună ziua! Cum v-a afectat ruperea țevii de gaz? Aveți probleme la dumneavoastră? Nu, că noi suntem legați cu conducta din partea din față a casei. Aici numai din unde s-au rupt încolo. Nu știu dacă nu străzile astea de mai în sus. Aici nu avem probleme deocamdată. Gazul merge, cazul pe strada Craznei, zic eu, în sus, pe 22 decembrie. Eu cred că trebuie să fie cu proiect la ce, cu investiții s-au făcut aici, cu valea, cu acoperitul, aici și cu pluvialul, și cu canalizarea, și cu gazul, este cu telefonia care merge pe sus. Deci eu cred că trebuie să fie un cu proiect, nu? Cum s-a rupt țeava? Acum nu pot să fiu, domnule, unde acolo? Sunt domnii de la gaz, de la firma care face lucrarea, ei cred. A mai fost probleme aici în zonă? O mai fost de vreo o lună de zile, nu? Când s-au spart cu contul de apă, acolo dincolo. Tot această firma a lucrat? Nu știu. Deci asta nu pot să știu, nu. Dar cu lucrarea care se face aici pentru... Deci toate cu cablurile astea o să vină băgate până interior. No, dar nu știu să zic. Aici eu, în tot cazul, când o să lucrez aici la noi, deci în fața casei, știu un mare eu. Eu când le-o pus și am în cap un pic de schiță cam cum arată, unde îmi vine cu pluvialul, cu canalizarea, ca să nu mai avem probleme, că sunt pe bani acum, no, toate. Îi tăiați și când o să aici la colț o să-i aștept. Nu este proiect. Ba da, ia. Cum? Ia. Cum să spart? Cu buldo. Cum să spart dacă ai proiect? Înseamnă că cineva nu a respectat proiectul. Cum? N-am știut că acolo este țeavă de gaz. Ba, să respecta proiectul. Dar du-te la tine, că ai stand de scoperită. Nu se poate opri gazul ăsta. Da, nu prea știu. Da, ce să faci aici? Ce să faci? Tablu? Pe ce nu? Îngropă linia asta. Pe linia nu. Îngropă pe asta. Sunteți firma Citadin sau cine? Cum? Firma Citadin sunteți? Nu. Thank you.
doi. Da, păi de sus. Dacă e bolovanul ăla, să se duce de acolo, la mi bate. Afară, dar să-l găsesc pe alaltă. Aici tu banda asta galbună. Să-l găsesc la capăt. Să-l găsesc să pot să-l năgesc. Mă gândesc. E, n-aș știu că dacă vreți acum. Acum seara, dar nu las la lasă și sape, că apoi nu am făcut nică. Dar nu s-a acoperit astăzi, dar mă voi nici aia ce nu folosește nimeni. Tu ai riscat să-l lași? Nu, nu. Ia, vezi. Pot să mă au o țigară în casa, în fața porții mele și am făcut asta basca pe în asta loc pe cap. Dar cum se poate, că mă, nu? Vă deranjează tare mult acest miros de gaz, nu? Foarte mult.